început așa cum nu ne așteptam și cum nu ne doream, în primul rând, de la 1 la 0. Mă bucur că am avut puterea să, în primul rând, să revenim psihic, să echilibrăm jocul, pentru că imediat după 1-0 au mai fost câteva momente dificile și deja jocul putea să cape de altă turnură. Am reușit să echilibrăm și după aceea, cu răbdare, am înclinat balanța în favoarea noastră. Din ceea ce am văzut din tribune, de la 0 la 1, de pe la jumătatea primei reprize, ați mizat 100% pe atac. Permanent erau 3-4, de obicei 4 jucători în atac. Da, suntem o echipă care ne creăm multe situații de gol, suntem o echipă care înscrie, nu mai știu exact care este situația, însă din câte mi-aduc eu aminte, la finalul campionatului regulat, eram undeva acolo în primele două locuri alături de UTA ca număr de goluri marcate. Am reușit să înscriem și astăzi 3 goluri. Din păcate, n-am reușit etapa trecută, când ne-am creat foarte, foarte multe ocazii, dar ăsta e fotbal. A fost ultima șansă la Medeaș pentru a reintra în cărțile promovării. N-am făcut socotele, însă se pare că o înfrângere astăzi ne-ar fi scos total din lupta pentru primele două locuri. Vă luptați pentru, să spunem, locul 2 sau locul 1 acum, după această victorie, realist vorbind? Realist vorbind, vrem să sărbătorim Paștele și de luni ne pregătim pentru jocul cu Mediaș. Vom vedea ce-o fi după aceea.